Se știe că Halloween-ul este o sărbătoare care se celebrează noaptea de 31 octombrie în mai multe țări ale lumii. Originară din Irlanda, manifestarea este cunoscută și sub numele de Ziua Tuturor Sfinților și presupune o mulțime de activități amuzante pentru cei mici. Ce fel de sărbătoare însă fără un costum pe măsură? Noi am decis să invităm astăzi pe câțiva copii care au deja costumul pregătit. Let's go să întâmpinăm pe primul din această dimineață. În aplauzele dumneavoastră, primul! Hey! Free me, so you can't hey. No, not at all. Hey, Robin! Bună dimineața! Bine ai venit la noi! Cum te numești? Eu mă numesc Denis. Câți ani ai? 8 ani. 9 ani. Ia povestește-mi, ce fel de costum ai tu aici? Eu acum am costumul Robin Hood. De ce ai ales acest costum? Eu am ales acest costum de aceea pentru că îți place acest personaj sau te-a pus mami să-l îmbraci? Îmi place acest personaj. Deci, Denis, noi avem o microundă. Eu iubesc să mănânc copiii. Așa că intră în microundă. Iubesc să-ți mănânc. Vreau să-ți mănânc brațul. Da, cum, așa pentru voi. Cine te pui, bă? Ce pui, mă, bă? Ai! Nebunule, ia o ce fac copiii ăștia. Îți place burta, a? Da. O să... Denis, ia povestește-mi. Povestește-mi, ce știi tu despre sărbătoarea Halloween? De unde s-a luat așa sărbătoare? Simbolul Halloween-ului este bostanul. Oamenii sculptează fețe fioroase pe bostan. Dar de ce fac ca asta? Ca să-i păzească. De ce? De cine să-i păzească? Să-i păzească de spiritele cele rele. Foarte serios. Dar de unde vin spiritele astea? De ce vin ele la noi? Fiindcă este sărbătoarea Halloween. Băi, omule, ia fii atent. Steaua a pierdut la Chelsea 4-0. De ce? Nu știu. Ei, dar lămurește. Care, unde a greșit antrenorul? Pune mâna pe burtă și grește, ia. Ce-ți spune burta mea? De ce a pierdut steaua? Te ai mâncat prea mult. Asta era problema. Bravo, bravo. Eu văd că ai venit și cu un coșuleț. Da. De ce ai venit cu coșulețul? Ne dați bubani sau nu ne dați? Bineînțeles că vă dăm. Hai, dau o palmă. Okay. Așa. Eu iubesc să dau palme la copii. Pentru Denis. Ok, Elena îți dă bomboane, tu iei o palmă de la mine. Ok. Microundă, intră în microundă. Iar noi îl invităm pe următorul copilaj. Următorul, hai. To my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. Lebăda neagră, da? Nu? Dar ce e? Sunt furnică. Ești furnică? De ce? De ce ai ales acest costum? Fiindcă este harnică. Și tu ești la fel de harnică ca și furnicuțele. Da. Da? Ok. Tu ai făcut tot costumul ăsta, da? Nu. Dar cine ți-a făcut? Bunica mea. Da, antenele astea ca să prindă jurnal TV mai bine sau cum? Nu. Cine a râs acolo? Cine s-a râs acolo? Ia povestește-mi, ce cunoști tu despre sărbătoarea Halloween? De Halloween copiii se îmbracă fioroți și se duc la casele oamenilor și spune dați sau nu ne dați, dacă nu vă facem farse. Și noi dacă nu-ți dăm bomboane azi, ce farsă ne faci? Ne mănâncă, ne pune la lucru, da? Te-ai gândit? Ok, acum ai întrebare din partea mea, pune mâna pe burtă, și întrebare. Barcelona ieri a bătut pe Real Madrid cu 2-1. De ce Real Madrid a marcat doar minutul 90? Că mâncat prea mult. Iar am mâncat prea mult. Ăștia de la Real Madrid mănâncă mult, da? Ok. Adina, am văzut că ai venit și tu cu un coșuleț, așa că bineînțeles că o să iei și tu un pic de bomboane. Da. Hai, vino cu aia. Dar nu multe, dacă scumpe, da? Da, mai bine te las o să iei singurică. Da. Ce zici? Ia, hai. Curaj. Oh, 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 oh. Ești furnică, oh. Gata. Eu am și eu copii acasă. Am și eu copii bravo, acasă. Bravo, bravo. În microundă și tot. Următoarea. Să vedem. Următor. Cine? Asta e mutație, asta e mutație nereușită. Nu merez bomboane. Hai. Următorul. Opa. Then you can monster mash. The monster mash. And you my graveyard smash. Nu, da.
You'll catch on with Și piticii merg așa cu picioarele drepte. De ce ai ales să fii pitic? Povestea Alba ca Zăpada. Alba ca Zăpada, ok. Acolo sunt 7 pitici. Da, câți? Și tu care dintre ei ești? Șeful. Șeful. Câți pitici a dat cenușa de asta? Cenușa de asta, niciunul. Dar cine ia zi, dar ce are piticul cu Halloween-ul? Știi că trebuie să te îmbraci în schelet? Da. Trebuie să fii fioros, crezi că piticul este fioros? Poți să-mi speri, ia speri, mă. Gata, n-am întrebări. Măi, ia fii atent, pun mâna pe bortă. Bortă, nu buric. Întrebare. Din geografie. Ești gata? De ce Bucureștiul încă se află în România? Numai nu spune că fiindcă o mâncam mult, că n-ați cred. Hai. De ce Bucureștiul se află în România? Poți ascult, aici o să dea răspuns. Ce îi hrăniți copiii ăștia de dimineață? Ei râd și râd. Gata? Care ai mâncat prea mult? Am înțeles, am înțeles. Bomboane. Pentru tine două bomboane. Dar nu ai zis cum te numești. Cum te numești? Adrian. Adrian, și câte ani ai? 7. Adrian, 7 ani. Hai, hai, ia-ți bomboane. Hei, gata, hei. Gata, să ia. Mai mult de 3 nu lua. Hei, tu știi cât costă kilogram, măi. Mersi frumos. Mersi, la microondă. Banii pe urmă îi plătești. Iar noi invităm cel de-al patrulea personaj aici. Hai, 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 hai. Hai, uite-ți pe pușa aici. Hei. Și Mickey Mouse. Hai, venu-n Big Panther. Da. Bună dimineața. Cum te numești? Deli. Câți anișori? 5. 5. Și de unde ai luat tu costumul ăsta așa? Cine ești? Ursuleț. Ursuleț roz. Există ursuleț roz? Da, sunt. După ce iei mulți pastele, vezi roz. Cine ți-a făcut acest costum? Bunica? Bunica ta? Bunica, bunica, da? Bunica e? Ma, ce bunica talentată ai! Bunica ta vede ursuleț roz. Sărbătoarea asta de Halloween. Ce fac copiii de Halloween? Da. Se îmbracă fioros și se duce să bate la ușă și spune ne da sau nu ne da. Dar tu crezi că ești, ai un costum fioros? Nu. Tu ești drăgălașă, de aceea o să-ți dăm multe, multe bomboane. Întrebare, mâna pe bortă. Cum crezi ce costum o să îmbrace președintele Nicolae Timofti de Halloween? Ce costum? Cum crezi? Ce personaj din poveste o să fie? Ce personaj de poveste o să îmbrace președintele țării de Halloween? De Halloween. Spune, un animalut, spune. Spune un animalut. Spune un animalut. Care un animal. Care animal îți place cel mai mult? Ursul. Ca ursul. Da. Corect. Da. Bravo, Delia. Hai, vină, curaj. A, Deliaru. Deliaru, da, stai, un rucsac. Aici aveam mult. Un rucsac. Hai, Delia, să te ajut și eu, așa. Da. Elena, ai grijă să nu dai prea mult. Lasă. Și maniace sunteți voi de... Ține. Toată asta. Apropo, aceste bomboane au fost cumpărate din salariul operatorilor noștri, ca să știți, da. Mulțumesc frumos! Gata, 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 gata. Mulțumesc frumos! Ce? Eu am spus copiii ăștia ceva. Și? Și mai avem unul? Mai avem! Vine Shrek la noi, da? Mica, Mica, let's go! Ultimul personaj din această dimineață! Mica! Vă rog, Shrek! Ce faci? Ești un fel de Shrek din Moldova, da? Bună dimineața! Bate palma, bate palma, bate palma! Cine ești? Laurențiu. Câți ani ai? 5. 5. Dar astăzi cine ești? Căpcăun. De ce ai ales acest costum? Că îmi place căpcăunul. Dar de ce îți place căpcăunul? Că e fioros. Și ție îți place tot ce e fioros, nu? Da. Și Halloween-ul cine a fost Halloween? Unde îl putem găsi? Unde îl putem găsi pe Halloween? În lumea cealaltă. Ia? Unde e? Putem să-l găsim în... La piața centrală? Nu. Nu? Da, unde? Nu-l zăpăci, nu-l zăpăci. În parlament. Ia să zică. Ia zi. Cum crezi? Unde îl găsim pe Halloween? El așa e, burduhos, mare. Colonă în fiecare zi în guvern. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Okay. Ia uite, pune mâna aici. De ce sărbătorim noi? Mâna pe burtă. De ce sărbătorim această sărbătoare?
Hai, spune, răspunde, de ce sărbătorim? Sărbătorim că... Ca să mâncăm prea mult. Nu. Nu? De ce? Ca să sărbătorim, ca să... Ca să sărbătorim. Da. Corect. Ascultă, întrebare, întrebare. Dacă eu te pun pe tine în microondă la prăjit, cum crezi, de ce o să încep să mănânc din tine? Ce parte mai gustoasă? Ce-mi place eu să mănânc de la copii? Din burta ta. Din coadă. Coadă? Din coadă. Da, ai ghicit. Eu iubesc coada la copii. Veniți lângă mine. Okay, copii, veniți, eu nu mănânc copii. Eu nu mănânc copii. Ia bomboane. Ia bomboane. Așa, să admirăm costumele voastre. Așa, puneți-vă, Orențu, până la Orențu, vă veniți așa, să vă aranjez eu. Așa, bravo. Grădinița, grădinița. Hai, în spate, în spate. Pe rând, pe rând, pe rând. Hai, deci așa în spate. Hai să desfilăm o dată, să vedem costumele. Hai, și pe rând o să faceți, da? Hi, Robin Hood. Rocky over digging the sounds. Igor on chains, being home. Coada, coada, unde e coada? De coada, sau mușcă, de coada. Hai, Delia! Delia, hai! They played the monster match. It was a graveyard smash. They played the match. They played the match. They played the monster mash. Out from his coffin, Jack's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool, Rack's a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you.